E vineri! Da, e vineri! Bine v-am găsit, bună ziua, ce faceți? Mă bucur să vă revăd. E vineri, eu mi-am luat direct pantalonii de plajă, că eu de aici după emisiuni de seară mă duc la mare! Norocoasă! Da, dar fii atent ce-am făcut! Mi-am permis o aroganță și am chemat-o pe soacra mea. Și fug și eu, fără copii, la mare, două nopți. Doamne, o să mi se pară concediu vieții ăsta. Și îți dai seama că luni ajungem să la noapte când o ajunge, ce? O să vin luni nu, mai bronzată. Nu, cred că o să vin arsă, de-a dreptul. Dar, doamne, jumătate, o să mă duc la mare două zile fără copii. Doamne, este ceva ce n-am crezut că mi se mai poate întâmpla. Deci să ne țină Dumnezeu părinții sănătoși cum ar fi și bonele, pentru că fără ele viața e pustiu, vorba cântecului. Mă bucur să vă revăd, este vineri într-adevăr, este o zi frumoasă și călduroasă, cel puțin aici la noi. Se anunță un weekend canicular și sper din suflet să rămâneți pe acasă și să vă uitați la emisiunile noastre și astăzi și mâine când avem o ediție specială cu vedete de la ora 17. Dar ce